Dar cine nu știe ce-i dorul la lai, 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 la dina, la, 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 la. V-a fost dor de mine? Bună dimineața! Și o cafeluță plăcută de aici din studiourile Media Buftea Nicu Vlad Roșu Pro. Te-am băgat și pe tine, că și așa zice lumea. cei cu râsul ăla? Îi râs de asociat. Ce țiriac râde mai frumos! Ultima cafea din luna lui noiembrie. Și așa nu vă interesează că sunteți toți cu ochii pe meciuri. Vă uitați la fotbal ați observat că nici o publicație, nici o revistă, nici un ziar nu au scos suplimentul ăla, tablazat, cum îi zice socră mea. E ne dotam, notam cu pixul acolo, Uruguay, Peru, 2 la 1. Ne uitam sara la meci, erau târziu meciurile și puneam noi pe la 12 fără un ser, mai erau 10 minute, 1-0. Dimineața auzeam la radio că nu aveam internet. Au fost 2 la 3. Vă dați seama, așa acum nu mai există. Nu mai există așa ceva. Dar ce parcă fotbal mai există? Mai există fotbal. Păi sunt amicalele la modă. La un meci amical, premierul Ungariei, domnul Victor Orban, a fost văzut cu un fular pe care era stema Ungariei mari. Toată lumea l-a luat, bă, extremistule, bă, nu știu ce, că era și Transilvania. Acum să vă gândiți, Transilvania, dacă o pui lângă Ungaria, crește emblema cu jumate. Deci omul și-a luat un fular mai mare, că era frig. <laughs> nu-i logic, cum ar zice piștii, tember, nu-i logic. Ii gente! 100 de Prin BTP! Nu vedeți? Pe vremuri la UPC, la UPC, era canalul 20. Pe canalul 20, toată iarna, ardea un șemineu. Când îți era fric, te duceai cu mâinile. Acum lor lor scos și pe ăla, că e criză, domnule. Acum mai nou un post, nu poți ieși de la carne, nu poți ieși de la peci, nu poți ieși de la aia postești de la electrică, postești de la gaze. Asta e, ne încălzim cu ce avem. Mulțumesc pentru... N-am primit cafea. <laughs> Știu, sunt vremurile grele, asta e, n-am primit cafea, dar voi știți că puteți dona pe buymeacoffee.com slash nicubendea. O cafeluță se primește. Acolo a câțiva leuți, vorba părintelui Calistrat. Păi dacă dai la vrăjitoare o mie de lei, la popă nu-i dai 10%? Calistrat, calistrat cine te-o fi învățat dar normal, acum la anul o să fie mai bine, că tot e să măresc la anul să măresc la anul, să măresc pensiile salariile, foamea, criza tot e să măresc la anul <laughs> alocațiile la copii să măresc cu 5,1% din 2023 adică în bani cu 12 lei băi guvernaților, pupanea-ți cur guvernanților cu 12 lei să mărești. Păi dacă e copilul mic, mai e 3 pampers, așa -i? Dacă e ceva mai mare, își iau o cafea, că nu știu dacă e rămâne de țigări. Bă, 12 lei! Din partea părinților, mă fac și eu purtător de cuvânt și al copilașilor. Dragi guvernanți, pupaniați în cur. Dacă vă lăsăm. 12 lei. Bă, și voi nu vă mai săturați. Din pensiile speciale nu tăiați. Din pensiile militare nu tăiați. Bă, îmbuibaților. Bă, ciucă. Moluscă ce ești tu? Băi, ciolacule, tu te-ai uitat în oglinda anul ăsta? Iohannis, cu Iohannis n-avem ce vorbi, că dulapurile n-are gură. Dar are șase case, bețaș, așa că rămâne cum am stabilit. Cât despre Bianca Drăgușanu cât despre Bianca Drăgușan, am crezut că a intrat o cafea de când am început să vorbesc, dar nu a intrat. Cât despre Bianca Drăgușan, nu țin să vă anunț că Daniela Crudu este însărcinată în luna a treia. Bă, cine ar fi crezut? Daniela Crudu, în sfârșit și-o dat seama că mai are o parte a corpului pe care o... Bravo ei! Bravo ei! În luna a treia o și zi. zice, zice, domnule, am renunțat la carne. Mai pun mâna pe ea din când în când să nu uit. Ok, mănâncă fructe multe, dar și e un corn. Daniela Crudu a ajuns să doarmă de amiază. Să doarmă. Vă dați seama ea care numai să culcamă? <laughs> Daniela Crudu a ajuns să doarmă. Ea care numai să culca. Acum, no, să fie bine, să meargă până la capăt. Nu știu la ecograf ce s-o mai vedea pe lângă, dar nu minte. În fine, nu se știe acum, e probabilitatea mai mare să câștigi la loterie decât să afli cine e tatăl copilului Danielei Crudu. Dar bă, orice au zis, cât e luniare. Bravo, Daniela, bravo, Cruduța, în sfârșit, faci un... și, și, crezi că o să poți să-l crești dacă nu te întorci la emisiunile care te-au consacrat cu 5% mărire de alocație? Și ce să iei din banii ăia? Iaurt? Liderul a retras iaurturile, două tipuri de iaurturi, pentru că ele, iaurturile, conțineau Plastic. În sfârșit, avea și liderul iaurturi cu ceva în ele. Că de mult ori retras de pe piață iaurturile cu iaurt în ele curios, mă, ce tot retrag, știi, ca și cu mașinile alea vlădu, știi, că zice, retragem la service, știi, și ce fac, cheamă niște oieri să mai mulgă acolo pădiță, ciobanul să pună trică și să poftiți, acum e bio. Curios lucru, și Kaufland-ul <coughs> Kaufland a retras de pe piață niște fistic, fistic la 100 de grame prăjit, cum și-au dat seama că nu-i bun, bă, șoarecii de la Kaufland se uitau numai la el, și-au mers să ronțe covricei. Trecem la lucruri serioase. Am primit o carte. Emigrant. În față sau în spate aici. Emigrant de la Valer cu Cuțitar din Alba. Iulia. Și eu din Alba am emigrat la Cluj. El e în Germania, în Düsseldorf. Cu o dedicație specială pentru Nicu Bendea, un om tare fain. O să scriu și eu cu creion, o să completez și Vlad Roșu că ăsta se supără. Nu citește el cartea, dai supărăcios. Și aici descrie în puține pagini, nu știu, Sabin German prezentat o prezentat în 17 minute, în puține pagini, dar foarte intense, cum a plecat el de tânăr, imediat după 90 în străinătate. Cât i-a îndurat, până ce emoții au trecut, dar pe unde o mers nu s-a făcut de rușine, că o muncit și o și găsit de lucru, că a fost om serios. O și pierdut, o și câștigat, o sta mult în Spania, dar acum mai bine în Düsseldorf. Așteptăm să ne cheme la un spectacol, că în Spania am fost, te salut, o nu pop, cam atâta. Vedeți că bubuim și pe TikTok. <gâng> Avem pagină de Instagram, eu. <gâng> <gâng> YouTube, da Facebook. Și voi, și voi aveți cu toții. Să vă și dea ba, Dumnezeu. Și Diana, și, și, și da. are. Da. da, Robert are pe alunchiu să o robi Pop Tămaș. <laughs> Toni Pop Tămaș. Singurul nepot adevărat. Deci avem canale de... <coughs> avem canale în care putem cocheta cu like-urile. <coughs> Nicu Bendea, Vlad Roșu și echipa asta dă milioane de like-uri. Aveți grijă că urmează 1 decembrie. Io, eu, să fie 1 decembrie. Vai. cel mai așteptat moment de 1 decembrie, fasolea de după. Iar ne facem de căcat la defilare acolo. Iar aducem patru tancuri din Bulgaria. Iar zic bulgarii, bă, noi vi le dăm, dar să le aduceți cu plinul făcut. Oricum, pe 4 decembrie vine Fuego la Cluj cu concertul noi intitulat Stai cu mine de Crăciun. Bă, Fuego, eu n-am vreme să stau cu tine de Crăciun. Hai te rog. Dar de ce vrei să stau cu tine de Crăciun? Că sunt singur. Dar măta mă podopește bradul. Nu no, stai cu tine de Crăciun? Sau cu noi aici pe canalele de comunicare. Arrivederci!